Egipta a dus cu microbuzul mai mulți jurnaliști în Valea Nilului pentru a le arăta piramida monumentală pe care Băsescu a renovat-o în perioada 2010-2011 pentru a fi înhumat în ea după moarte. Vreau să vedeți în ce fast și-a propus să trăiască Băsescu în viața de apoi, în ce sarcofage extravagante vrea să se lăfăie, le-a spus Ponta jurnaliștilor. Vă rog frumos să vă gândiți că în 2010, când tăia salarii și pensii, Băsescu folosea munca a mii de sclavi pentru a ridica această piramidă monumentală de neam prost. După ce gimnasta Larisa Iordache s-a accidentat la călcâi, antrenorul Octavian Belu se gândește serios dacă să o împuște sau nu. Descoperire macabră pe litoral. Un turist a găsit pe plaja din Eforie Sud cadavrul unei femei fără corp și fără cap. Polițiștii verifică acum dacă, printre persoanele date dispărute în ultimul timp, se află și o femeie fără corp și fără cap. Un cuplu excentric de turiști de pe litoral refuză să facă sex în mare. Paparații de la Cancani au surprins pe cei doi nefăcând sex în mare, iar imaginile au apărut în ediția de azi a tabloidului. Am rămas șocată să-i văd nefăcând sex, declară scandalizată o martoră. Păi nesimțiții ăia nu se gândesc că lumea vine la plajă cu copii? Ce exemplu le dau ei micuților?